Importantă rămâne pentru cei care s-au născut în semnul gemenilor semnificația casei a doua legată de bani, mai ales de banii câștigați din muncă proprie. Un element bun ar trebui să fie trigonul la grad perfect care se realizează între Jupiter, un benefic, un protector, dar și patronul sumelor mari de bani și acel nord al lunii care este poziționat în casa a șasea muncii. Pentru unii s-ar putea să fie vorba și de bani și nu puțini atunci când este vorba de muncă. Se înțelege că acesta este un regim strict personal. El nu se referă la întregul semn zodiacal al gemenilor, pentru că aici, ca să se realizeze acest potențial, trebuie să se întrunească mai multe condiții. O anume vârstă, un semn de generație și o hartă personală care să permită cooperarea planetelor de pe harta natală cu cele din tranzit și valorificarea acestei ipostaze bune. Așadar, unii pot să extragă din săptămâna cuprinsă între 11 și 17 august beneficiile unui câștig. Fie este vorba de bani care li se cuveneau de mai mult timp, fie acum, lucrurile se remediază într-un fel destul de special. La un moment dat mai intervine și luna, o componentă afectivă care sublinează ambiția, vanitatea, dar și satisfacția sau mulțumirea. Pentru că vorbeam de vanitate, putem să mai adăugăm la acest termen și alte noțiuni, cum ar fi mândria, orgoliul, toate fiind patronate de chiar guvernatorul acestui semn zodiacal, Mercur, în casa a treia, în leu. Gemenii sunt într-o formă de zile mari, gândesc repede și bine, au viziune, au vocația dialogului, al schimbului de idei, al prestației publice de excepție și sunt, de data aceasta, vizați în procente diferite toți cei care aparțin acestui semn zodiacal. Și cei tineri, și cei maturi, și cei mai în vârstă. Fiecare, după faptă și răsplată, după vârstă și ipostază. Unii au succes la examene, alții la probe, vizionări, audieri, alții la conferințe și prestații publice într-un mediu academic sau în forme de învățământ superior. În sfârșit, alții au noroc la dialoguri, împăcări și la atitudini foarte tranșante care risipesc îndoielile celor care și-ar fi propus să îi amăgească, să îi păcălească sau să îi ducă cu vorba. Sunt categorici și, culmea, nu de diplomație fac ei uz în această perioadă, ci de acele calități pe care le au și care sunt acum foarte bine susținute de către planete. Așadar, gemenii stăpâni pe ei dau dovadă de autoritate, chiar și de inflexibilitate. Ei care sunt un spirit atât de alunecos și de simpatic și de plăcut pot să devină niște ființe dure, categorice, care știu ce vor, știu ce să ceară, știu cum să explice, știu cum să pretindă și mai ales știu că acum nu mai este rost de târguială. Bună este și prezența planetei Venus în semnul de aer al balanței, un semn cu care geamănul se apropie sau rezonează într-un chip folositor lui. Planeta Venus intră, culmea, în casa a cincea. E vară, cald, e rost de vacanță, de petreceri, de seri frumoase, de aventură. Este un moment prielnic să se îndrăgostească, să cunoască persoane noi. Atât bărbații cât și femeile sunt avantajate. Pot să cunoască persoane fascinante de care să fie atrase într-o seară, fie pentru calitățile lor intelectuale și să fie entuziasmați de ideile și de noutatea felului în care se desfășoară această întâlnire pe un plan superior, alteori pot să fie fascinați de frumusețea fizică și să fie atrași de o persoană și să nu-și dorească decât aventura simplă și pură cea trupească. Din păcate, tranzitele astrale vorbesc mai mult despre plăceri de scurtă durată sau plăceri care nu durează mai mult de câteva săptămâni, dar încă nu este nimic rău în asta. Să vină toate aceste plăceri, să se bucure toată lumea. Atenție că este roșii de niște speculații financiare, ceea ce pentru acești nativi nu este chiar de admirare. Vor ști să intuiască, să miroasă flerul lor, îi duce exact acolo unde banii emană un miros specific. Bine, se zice că banii miros urât, dar când sunt foarte mulți, parcă mirosul lor adie a cine știe ce apă de colonie valoroasă. Așadar, sunt atrași de locurile în care miroase a afacere.